În perioada 30 octombrie-1 noiembrie 2017 pot pleca la tratament balnear un număr de 216 persoane, pensionari și asigurați. Aceasta este a 16-a serie de tratament balnear pentru anul 2017, repartiția biletelor fiind realizată prin alocare automată pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor. Pentru această serie se asigură tratament balnear atât în stațiuni în care Casa Națională de Pensii Publice deține în proprietate structuri de cazare, cât și în alte societăți comerciale cu care Casa Națională a încheiat contracta. De exemplu, Sovata, Buzia, Școvasna, Slănic Moldova, Mangarea, Felix, Herculane, Olănești, Bălțătești, Căciulata, Vatra Dornei, Târgu Ocna, Nicolina, Sărata Monteoro, Tușna și Techerchion. De la începutul anului și până această dată, la Casa Județeană de Pensii Neamț au solicitat un bilet de tratament pentru anul 2017, un număr de 7.735 de persoane, beneficiind de tratament balnear 3.692 de persoane. Menționăm că până la sfârșitul anului 2017 mai sunt două serii de tratament balnear,